toți concurenții trebuie să știe că e foarte mult de muncă până ajungi sus de tot, cum sunt și eu la început și o să ajung sus. Sper să ajung și eu ca mama mea. Și toți trebuie să știe că va fi mult de muncă. Ia uitați-vă! Trebuie să îndeplinească foarte multe calități, nu numai vocale, comportament, ca fizic să arate bine, fie băiat, fie fată. Sunt multe pretenții în general, ca și la alte genuri muzicale. Lumea doarme, eu n-am somn, la geam eu plâmbele dor. Ce n-aș da și cât aș vrea, capa la ușa mea, o, da. Eu și tu la prima sărutare am depus același orământ. Te mai rând, mai. Să vă bucură și mi-am simte de tine personal. Am jurizat la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, că nu cânt manele. Am insomnit, dar tu nu știi, mă trezesc noaptea, deștept să vii, să ne iubim ca prima zi, să acolo, mai, stai un pic, mai. Buzele tale, două petale, le sărut pe tot peste picioare. Păi cum deschide gura ce notele tău, băi, cum mă mai fie. Prima, așteaptă-și tu refrenul, tale, ca două petale. Oare dreptate, bă, Vigeli. Din ce faceam mare zilele. Dă și un joc de acolo, de la tine, din zona, fratele meu. Ei, de la Bistrița, nu? Ia, un joc, mișcat așa. De-a lui Gero. Hai, de-a lui Octavian. De câte ori plec de acasă, ziua mea nu lucoasă. Și vede de oanele, până pune soarele. Ieri în casă și bamba, cu dracu să mor sărat, cu dracu să mor sărat. Și vin milioanele sărie pe serie. Îmi doresc foarte mult să ajung și eu în mâinile domnului Dambursuc. Mă un mă duc. Ce înțeleg cu degetul ăla. Toată lumea, că el mi-a schimbat viața. Hădia aceasta este pentru toți bărbații de aici din sală. Foarte frumos, să tăticule. Când eram tânăr fecior, eram fara munților. Mulțumim anticipat. M-a bătut vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia. Dacă ar ști nevasta mea cât o porumb ar tăia.
dar nevasta mea-i drăguță, intru-n casă mă născuță și dezbracă lainele și-mi vestea mă mântuie. Păi nevastă, fii muiere, ce-ai tu cu mântuile mele, că cu tine beau o bere, cu ele eu fac apele. Romeo, fantastic ești! Tamborsic, trec angnaline și trecăm, trebuie să mă alegi. Hai, Gheorghe, hai, Gheorghe, hai, Palama, Nemane, Mane, 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 hai, Gheorghe, hai, Palama, Nemane, Mane, 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 Mane. Știe toată lumea că și eu am fost un copil foarte amărât, niciodată în viața mea n-am cum să uit unde am plecat și vă sfătuiesc să fiți cuminți și să ascultați, să fiți cu capul pe umeri și să fiți ambițioși. Am avut ce-o să căsătea. Am avut ce-o să căsătea. Să-mi țină Dumnezeu, să-mi țină. Copiii cred că au venit majoritatea și pentru bani, că mulți dintre ei sunt cum sunt, nu au situație și mulți cred că și să fie cunoscuți, pentru că ne văd pe noi pe la televizor și își doresc foarte mult să fie și ei ca și noi, să ajungă și ei la emisiuni, să cânte. S-o pleste pe mama ce m-a părăsit atunci când tata a murit. Încearcă să cânti o altă melodie. Poți cânta o altă melodie? Orice o altă melodie. Cântești tu de vii. M-am trezit la ultima preselecție acum și cu oameni de 40 de ani. Eu, din bun simț, nu mi-am putut permite să-i spun că eu nu lucrez cu persoane de vârsta asta, undeva până la un maxim 25 de ani. Asta fama de el. N-a putut să facă nimic până la 40 de ani, vă dați seama că nici de acum încolo nu poate. Stă cu geacă după el, bă. Pune-o pe orgă. Ca un lacrimă. Gheorghe, Gheorghe, Calu și Căruța le-a lăsat afară? Nu știu geaca undeva, frate, mai nici că ai 10 de milioane pe acolo, îți vine cineva. Mi-a plăcut de mic manelele astea și aș vrea ca să fiu printre cei primii. Ca o lacrimă curată, așa e iubirea mea și nu aș putea vreodată. Mai deștept venim în mânghe. Ca o lacrimă curată, așa e iubirea mea. Din Petroșani sunt și am venit la preselecție pentru... Am găsit job-ul pentru a mă lansa, pentru că am o voce și vreau să mă folosesc. Voce bărbătească asta, ce nu tu fine? Voce timbrată. Și poți să mi-am adus pe strada soare. Ce vrei, bă? Îi dea 10.